împărătese, regi, regine, împărați, împărătese, președinți și prim-ministri. În 1868, ce se întâmplă aici? Fă-mi capire. Reușit. Sunt 50 de ani de istorie aici. În 1868 s-a prăbușit și l-am reconstruit-o în 1875. Afară pe ea scrie că a fost construit în 1850. De regina Elisaveta, care de Sisi, nu?
Era regină și asta și nu era fericită cu bărbatul, că nu respecta cum trebuie. Bărbatul, Franz Iosef, nu? Sau cum îl chema pe ăla. Împăratul Austro-Ungariei. Și ea iubea mult Ungaria, regina asta, Elisabeta. Sisi. Deci, episcopul. Așa. Cu hăinuța lui de episcop. Din păcate. Ce cu pe aici? Ești. Șapte lire, 7 euro. Merge și pe terasă de aici. Din banii ăștia. Nu, îmi place asta, nu știu de ce, dar îmi plac. Fain. Ce sunt astea? Pietre, frate, ce au ăștia aici? Ce-au pus acolo? Tămâie, cred că se bucă să tămâie alea. Da, probabil. 1837, bă, frate. Mai vechi decât istoria. Ce ca astea cu patru brațe sunt făcute de care pe patru, că nu toate sunt cu... Astea sunt cu trei. Four branched. Four branched, dar să zic trei, cum e al patrulea. Ăsta înalt. Sfântul Petru și Cocosul. Dar cine a pictat? Unknown Baroque Artist. Necunoscut. Dar fain, asta e chiar tare. Păcat că a rămas anonim. Omul că a făcut ceva frumos. Pești. 1870. Seven branched. 1880 făcut. Asta da, are 7. A, 3, 6, 7, da, și cel pe mijloc. Bun. Deci aici aveam 4, că sunt înțeles. Dar aici are un înger pe al patrulea. Asta ce mai sunt?
Ce mai sunt și asta, fratele meu? Păi, dar chestia aia a făcut-o de prințesa Sisi, aia vreau să mai văd o dată. Iisus și femeia samariteană. Așa la mult aici, cred, adică la Auda Sion Salvatore. Așa la mult. Aici ați mai făcut episcopii în pește. '47 în comunism. Începeau turnătoriile și la unguri, nu? Sau cum? Sau la unguri n-a turnat nimeni, nu s-au turnat, nu s-au privat la închisoare pe viață și pe moarte. Și în 1956 au făcut revoluția, după atunci au băgat la închisoare, l-au și omorât pe, nu? În 56 l-au dus la București pe, nu mai știu cum îl chema, liderul de atunci al revoluției, l-au ținut la București, în închisoare, în Jilava sau pe undeva, și apoi l-au livrat comuniștilor, probabil tot la Budapest a fost omorât, judecat și omorât, condamnat la moarte. Gata, fii atent aici. To be timely, ce înseamnă timely, bă, englezule, că nu știu ce înseamnă timely. This holy right never ceases to be timely as long as Hungarians live on this land. Aia, că nu s-au mulțit români, au venit ungurii, hunii și s-au băgau pe Panonia. Românii n-au vrut să mulțească. Că nu le-a plăcut să aibă copii mulți. Bine, vorbește și aia, dar... Și plus că și ungurii, cum să zic, suntem români, da? Dar cum avem noi dreptul să trăim pe planeta asta, și ungurii au dreptul să trăiască. Și așa mă bucur pentru ei că au găsit câmpia panonică, au găsit și Transilvania, o să vrea să ne ia, noi nu o să le dăm,
decât dacă ajunge Simion la putere, care Simion e prieten cu Victor Orban. Capiși? Știi cum zic? Anul ăsta, să fac alegeri. Patriotul Simion. Ar da și pe masă. Lui Putin. Și prietenilor lui Putin. Asta a făcut prințesa Sisi. Asta să văd care exact, asta verde sau aia albastră. O fi asta, original white. Dar sfâiuțe, astea chiar îmi plac, astea fiuțe, e foarte delicioasă. Asta e foarte interesant. Mergem pe terasă deasupra la... No, sorry. Hai capito? Hai capito? Sanctus Jacobs Iun Jacobs Sen. Era un fiu și unul bătrân. Și Papa Pius de la Roma. Aici. Cum a arătat atunci cu tapesta, 64, acum 170 de ani, 160 de ani. Și cum arată acum?
confío. Mergem sus pe terasă. Fii atent aici, frate, fii atent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și sus. 7, 8. Vreo 8 etaje. Apoi jos, luăm liftul frățică, că se îmbătrân deja. Deci toaletele arată bine aici, foarte bine așa. Așa trebuie să arată toaletele, alb. Curat, nu? Lift. Dacă au lift, îl luăm. Mai obligatoriu, nu ai altă soluție decât asta. Una bună. Păi e bine că n-ați la București, una din asta să... Fiindcă la câte de prost organizăm lucrurile, nu ar fi fost bine întreținut. Ăla-la! Thank you! Muzeul iluziilor din Budapesta. Am ajuns la catedrala Sfântul Ștefan. István Szent.
Hai. Iată Budapesta. Aceasta este Budapesta. Măcarale. Hunii în câmpia panonică acum 1000 de ani. Depărtare se văd blocuri comuniste. Ticul de Macarau asta. Comunistă și ea. Uite blocurile acolo, cum stau. Făcute de poporul maghiar comunist. Da, frumoasă Budapesta, chiar frumoasă. Și oamenii scauz așa, mă rog. Ce puțin... Așa tineri, așa chiar simpatici. Timuletul, nu știu și engleză, băieții, și fetele. Fetele când îți întreb ceva, stau să te explice ca la Timișoara. Când îți vine să pleci, dar nu te lasă, să te explice, să știi tot. Cum să ajungi, cum poți să iei. Oameni buni. Spre deosebire de București, dacă trebuie cineva, fie el tânăr, tânăr, că nu, de bătrâni nu știu nimic. Deși și ei, de bătrâni sunt unii cu mentalitatea asta. Decât să spună că nu știe, te trimite iurea, frate, și te așa cu siguranță din aia, zice, da, da, mă, vezi acolo, pe strada aia, intri acolo, pe acolo. De acolo te duci, nu lasă că nu adreaptă, deci pe strada aia înainte, după aia prima la dreapta, după aia faci atâta la stânga și aia, acolo. Și nu e nimic, exact în sensul opus. În altă parte, cu totul altă parte. Dar n-am nicio regret, nicio remușcare dacă le trimite aiurea tinerii din București. Și nu spuneți că nu e așa, ne-a încercat. Ne-a încercat, întrebați de stradă. Chiar, prefaceți-vă că nu știți unde e Parlamentul, să nu știu. Să vedeți cum vă trimite aiurea. Dar nu, poate Parlamentul știe toată lumea, poate nu vă trimite aiurea, dar ceva ce el nu știe. Deci, că nu e atâta cu rea intenție cu cât să nu pară el prost în ochii tăi. Deci, dacă îi întrebi ceva ce nu știe el, nu spune, bă, eu nu știu. Ci te trimite așa, cu încredere. Tu te păstă de aia înainte. Tu mai faci la dreapta. Și te duci aiurea, pierzi timpul. Și poate joc de tine, tânărul român, bucureștean. Asta e realitatea, nu? Nu vă simțiți jigniți, pentru că e adevărul. Ăștia suntem. Ce mai fi acolo? Ce castel mai fi și el acolo? Acolo dat mi Orban cu cele 100 de mii de nevestele lui. Împăratul Orban, acest nou Franz Josef al Ungariei, acest luptător pentru libertate și pentru libertatea lui și a hoților lui. Și a hoților lui Putin, criminalii lui Putin. Uite munții de depărtare, ce-o fie acolo, mă frate? Munții Slovacei, ce munții să ia? Munții Himalaya. Slovacia, cumva e la nord, da, și sunt munți în Slovacia.
soarele e partea asta sud, da, nord de acolo. Munți, care ducă-te Slovacia. Da. Munții Tatra. Tatra. Aici s-au dus războaie munții Tatra. Cel puțin într-unul din războaiele mondiale, dacă nu în amândouă. S-au dus lupte, adică mă refer. Și vreau să spun. Și vreau să zic. Decât. Să zic. Decât. Dunărea, frate. Dunărea. Dacă se face mare, dacă se umflă, cum fac? Ceva baraj. Dacă vine viitura de la Viena încoace. Să ne invadeze Budapesta. Da, au baraj, au ceva pe câmpuri înainte să ajungă la Budapesta, viitura. Au unde se reverse apele, sunt convins. Că ăștia sunt ungurii, să așteptau un pic de minte, nu scoau pesediștii noștri. Anti-români, anti-popor, anti-oameni. Sau nu sunt așa pesediștii și peneliștii? Nu sunt? De cine a distrus România în 35 de ani? A făcut-o praf și pulbere. Cine? USR-ul? Rezist? Hashtag rezist a făcut-o. Praf și pulbere în 35 de ani. Hashtag rezist nu dă pensie la bătrânii pensionari ca să se supraviețuiască măcar. Tot mai vorbim de bani de medicamente și de tratament la băi și așa mai departe. Nu, dar să supraviețuiască. Cât le mai ține sănătatea aia și fără medicamente. Nu le dă, bă, nu poți spăța pensionari care nu au bani și poate supraviețui. Sigur, vezi zice, au votat Iliescu 90 și merită soarta. Frate, toți au făcut lucruri greșite în viață. Și atunci putem spune că ne merită în soarta. Cred că ar trebui totuși să fim să avem respect pentru viața umană. Chiar și pentru aia care a votat Iliescu în 90. Că ar fi putut fi și noi dacă eram în locul lor manipulați cu TVR-ul lui Răzvan Teodorescu și cu zâmbetul permanent al lui Iliescu. Ăla cred că și noaptea în somn zâmbea. Sau încă mai zâmbește încă? Că nu mai... Ultima dată când l-am văzut, mi se părea așa somorât, nu mai avea zâmbet deloc. O fi de la faptul că nu mai îl țin oasele, este. Da? Liniște Budapestei, bă, frate. E luni azi, da? Dimineața la 11-12, cât vrei, prânz, na? Și poporul român, care se oftică dacă le spui adevărul în față, ce au făcut pentru oamenii vulnerabili în România? Au tăcut și s-au refăcut că nu văd, că nu înțeleg și că vine pe PSD și pe PNL, că ei nu-i treaba lor, nu? Poporul român, da? Îi lasă să moară în casă, poporul român. De foame și de frig și de boli, netratate, cu zile, să moară cu zile. Să moară cu zile, da? Poporul român. Majoritatea lui, da? Acum, românii care nu sunt fără inimă și fără suflet, poate ar trebui să unească să facă ceva pentru oamenii vulnerabili din România. Măcar atât, dacă vrem să ne arătăm și noi respect și iubire de țară, că ne pasă de semnul nostru și de poporul nostru. Nu poți să începi din înălțarea unui popor fără să ai grijă de oameni cei mai vulnerabili, să poată supraviețui cât de cât demn, la o limită de jos a demnității, dar demnitate, da? Da? Nu se lasă să moară cu zile în casele lor, pentru că nu vrei să le dai bani. Că banii îi ține ciolacul și nu mai are loc de ei. Îi ține prin buzunare și
cad pe jos, de la cât de mulți are. Da, acum, cam aici când trebuie pe transmisia noastră, că eu mă duc și eu la lift. Acolo, ce o fi ăla, ce călgerea aia frumoasă și aia. Dar macarale, frate, macarale, nu vezi un, nu vezi un oraș mare fără macarale. Tot construiesc. Banii vin, banii trebuie cheltuiți, nu e așa, nu? Depărtarea acolo e un pod, nu știu ce, poate Dunăre trece, dar ce-o fi podul de autostradă. Da. Bun, închidem aici lunga noastră conferință. Mulțumim pentru audiență și până data viitoare să întrebați pe ea prin București, tinerii din București, pe unde să o luați, că vă spun ei. Cu certitudine o să vă spună. Și dacă găsesc pe unul care să vă zică că nu știe, să-i luați numele și adresa și îi trimite eu un premiu, ceva, un semn de apreciere.